Szilárd, un poet maghiar mort în 2014, tânăr, născut în 63, cred, Berlin Hamlet, care e foarte puternică, tradusă de Andrei Dosa, și în momentul în care mi se pare că l-a scrie extraordinar, mă întorc la cartea mea și zic, poate am scris și eu o poezie la fel de bună ca ăstea, mă uite. Poeții, oricât de bătrâni ar fi, de puternici sau de siguri pe ei, au această copilărie, simt nevoia să se compare. Sigur, o fac asta mai mult jucându-mă cu mintea mea. Borbei Szilárd, pe care vi-l recomand și dumneavoastră, este un autor excepțional. Acolo este o bucată de viață, nu doar maghiară, autentică, a unui perpetu exilat, așa l-am văzut pe autorul ăla, care a scris și un roman, considerat cel mai bun în Ungaria, în 2013, un an înainte de a muri.